Schimbările climatice au făcut să avem caniculă încă din prima lună de vară, în cazul temperaturilor mai mari de 37 de grade sau când este depășit pragul valoric al indicelui de confort termic. Agenții economici trebuie să ia măsuri pentru protecția salariaților. Angajatorii trebuie să iau o serie de măsuri, atât pentru ameliorarea condițiilor de muncă, cât și pentru menținerea stării de sănătate. Pentru ameliorarea condițiilor de muncă aș menționa câteva acțiuni, reducerea intensității activității fizice, alternarea efortului dinamic cu cel static, ventilație la locul de muncă, iar pentru menținerea stării de sănătate, acordarea apei minerale, 2 litri de fiecare persoană, asigurarea echipamentului individual de protecție acolo unde este cazul. Și ploieștenii care sunt nevoiți să iasă din case spun că au grijă să se hidrateze. Țin apă la mine și bine, nu prea merg în soare, merg mult cu mașina. Păi stau mai la umbră. Ce acum văd că ați ieșit în oraș. Nu mai muncesc așa, a fost nevoit, ce să fac? Apă, pălării, dar suntem cu mașina, stau la umbră, aer condiționat. Reducerea duratei zilei de lucru sau eșalonarea pe două perioade a zilei de lucru până la ora 11 și după ora 17 sunt alte măsuri ce pot fi luate de angajatori pe timp de caniculă.